Un bărbat de 56 de ani din raionul Șoldănești riscă închisoare de la 1 la 6 ani. Polițiștii au descoperit la domiciliul acestuia 1,5 kg de masă vegetală care se presupune a fi cânepă. Despre acest caz, polițiștii au fost informați din timp. Pentru a contracara eventuale comercializări ale presupuselor stupefiante, oamenii legii au descins în gospodăria cetățeanului. În satul Dobrușa, raionul Șoldănești, a fost depistată și ridicată dintr-o gospodărie o masă vegetală, fărâmițată și uscată, în cantitate de 1,35 kg, asemănătoare cu cânepa. Punga cu substanța găsită a fost trimisă la laboratorul din Chișinău. Specialiștii de acolo urmează să stabilească dacă bărbatul avea cânepă sau altceva. Polițiștii desfășoară investigațiile de rigoare și dacă persoana se dovedește a fi vinovată, riscă de la 1 la 6 ani închisoare. La Inspectoratul de Poliție Șoldănești am fost informați că pe acest caz a fost intentat dosar penal. Polițiștii investigează toate circumstanțele cazului. Conform datelor statistice, de la începutul anului curent au fost inițiate 8 cauze penale și remise în judecată pe articolul 217 Cod Penal al Republicii Moldova.